Începând de ieri a intrat în vigoare o decizie a Comisiei de Securitate Rutieră a municipiului referitoare la schimbarea regulilor de prioritate în intersecția dintre străzile Constituției și Prutului. Decizia Comisiei Rutiere a fost bazată pe faptul că în ultimii ani s-a conturat, să spunem, un nou culoar de trafic pentru a evita Bulevardul Unirii și aglomerația din centrul municipiului Buzău. S-a conturat un culoar de trafic pornind de la rondul din zona comercială, pe strada Orizontului Constituției, apoi din Transilvaniei Oltului cu acces spre cartierul Micro 14. Probabil într-o nouă analiză a Comisiei de Securitate Rutieră va fi schimbată prioritatea și la intersecția Constituției cu Orizontului, astfel încât ca acest culoar tranzitat de cât mai mulți șoferi din municipiul Buzău să aibă prioritate pentru fluidizarea traficului. Conducătorii auto care circulă pe cele două străzi încă nu s-au obișnuit cu noile reguli, care prevăd că au prioritate autovehiculele care circulă în ambele sensuri pe strada Constituției. Chiar dacă indicatoarele noi de circulație au fost instalate în intersecție pentru a se atrage atenția șoferilor, a fost înființată și o trecere de pietoni. Probabil că vor mai trece câteva zile până când buzoienii se vor obișnui cu noua regulă și nu se vor mai invita reciproc să-și continue drumul atunci când se vor întâlni în intersecție.